În continuare vom discuta în cuvântul Domnului din Evanghelia după Ioan la capitolul 14. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Domnul Iisus Hristos ne spunea lucrul acesta ucenicilor în conjunctura în care mai devreme le zisase că va mai fi puțină vreme între ei și ucenicii erau neliniștiți de lucrul acesta. Unde vei pleca, Doamne? Ce ne vom face noi fără Tine? Ce ne vom face fără prezența Ta? Cum suntem noi în perspectiva aceasta dacă ne-ar neliniști pe noi ca Dumnezeu să nu mai fie în viața noastră? Dacă ne-ar neliniști pe noi gândul ca Iisus Hristos să nu mai fie prezent în viața noastră? Vedeți dumneavoastră? Ucenicii s-au înspăimântat. Ucenicii s-au gândit, Doamne, ce ne vom face fără Tine? Și cum sunt oamenii din ziua de astăzi? Mai pot oamenii fără Dumnezeu? Mai pot oamenii fără biserică? Mai puteți dumneavoastră să trăiți fără Domnul Iisus? Mai puteți dumneavoastră să trăiți fără pocăință? Mai puteți dumneavoastră să trăiți fără mersul la biserică? Sau să poate și așa și așa? Într-o anumită conjunctură, i-am zis soției, astăzi nu se poate să ajungi la biserică. Și a început să plângă. Cum să nu ajung la biserică? Trebuie neapărat să merg la biserică. A zis că ea nu poate fără biserică. Nu poate. Așa trebuie să fim, dragii mei, să nu putem fără biserică, să nu putem fără Domnul Iisus Hristos. Ucenicii erau obișnuiți cu prezența Domnului Iisus Hristos și au zis, cum se poate să trăim noi fără prezența lui Dumnezeu? Dar Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, i-a liniștit și a zis, să nu vi se tulbure inima din pricina aceasta. Și de ce le zice asta? Vine versetul 2 de mai jos, zice, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Vedeți dumneavoastră, nimeni nu trebuie să se teamă că în cerul lui Dumnezeu nu vor fi suficiente locuri ca să intre. Va fi suficiente locuri și pentru tine, și pentru tine, și pentru tine, și pentru toată lumea. Va fi suficiente locuri. Problema nu este că n-ar fi suficiente locuri ca să intri tu în cer. Problema este dacă ești vrednic și dacă sunt vrednic să intrăm în cerul lui Dumnezeu. Știți că martorii lui Jehova au o doctrină eretică, o doctrină falsă și zic numai 144.000 de oameni vor fi în cer cu Dumnezeu. Zice că restul vor moșteni pământul. Deși Biblia spune în cartea Apocalipsa, undeva pe la capitolul 19, că pământul și cu tot ce este pe el va arde. Nu va rămâne nimic din pământul acesta ca să mai stăpânească martorii lui Jehova, vilele și casele care vor rămâne pe pământ. Că e așa zice, că toți oamenii vor muri și ei vor stăpâni pe pământ toate casele, toate vilele, toate avuțiile. Nu! Pământul cu tot ce este pe el va arde. Se va coborî din cer de la Dumnezeu noul Ierusalim. În acest nou Ierusalim nu vor fi doar 144.000 de locuri ca să stea martorii lui Jehova, ci în acest nou Ierusalim care se va coborî din cer va fi o mulțime fără număr. O mulțime, o multitudine de oameni care nu se va putea număra, așa va fi de mare. Și din orice limbă, din orice seminție, din orice norod, vor putea ajunge acolo, știți cei care? Știți care? Cei care și-au spălat hainele în sângele Domnului Iisus Hristos. Și care și-au păstrat și acolo, în împărăția lui Dumnezeu, a ajuns cu hainele curate. De aceea, nu te teme că n-ar exista loc în cer pentru tine. Dacă faci voia lui Dumnezeu, dacă te sfințești, dacă te pocăiești, în cer vor fi suficiente locuri ca să intri și tu. La un moment dat, când aflasem despre, primisem niște cărticele din astea de la martorul lui Jehova și scria pe ele că numai 144.000 vor fi în cer. Eu mă gândeam, o mai fi loc și pentru mine în cer? Mă gândeam eu, dacă deja s-au ocupat locurile din cer, mă gândeam, dacă s-au ocupat toate locurile și nu m-am și eu acolo loc în cer la Dumnezeu. Dar apoi când am văzut versetul acesta, când m-am pocăit și zice, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Păi minte Dumnezeu? Nu poate să minte. Pe cine să cred? Pe martorul Jehova? Sau pe martorul Jehova? Sau pe Domnul Iisus Hristos? Care zice că sunt suficiente locașuri. Sunt și pentru tine suficiente locașuri. Dacă vrei să te silești, să intri în locașul acesta al lui Dumnezeu. Și zice, și după ce mă voi duce
și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Amin. Cum se întâmplă lucrul acesta? Domnul Iisus Hristos s-a dus, deci odată ce a fost răstignit pe cruce, a înviat și apoi s-a înălțat la cer, El, prin jertfa Lui, prin moartea Lui pe cruce, ne-a deschis nouă calea către cer. Zice, mă voi duce să vă pregătesc un loc, dar cum l-a pregătit locul acesta? Locul acesta l-a pregătit aici jos pe pământ, prin faptul că s-a sacrificat pe cruce, iar acolo, sus în cer, vor intra cei ce vor să beneficieze de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pe pământ de jertfa Lui, binecuvântat să fie Domnul. Amin. De aceea există o singură cale de intrare către cer. Sângele Domnului Iisus Hristos, amin, mâinile Lui crucificate, mâinile Lui străpunse. Prin acest sânge care a curs pe lemnul Golgotei, păcatele sunt iertate. Amin. Oricât ar fi de multe, oricât ar fi de grele, oricât ar fi de mari, nu contează. Sângele Domnului Iisus Hristos le spală și le curățește. De aceea, dacă sufletul tău este împovărat de păcat, Dumnezeu vrea să vii la El și să zici, Doamne, mâinile tale care au fost străpunse, lasă o picătură din sângele tău să mă curățească, să mă spele și pe mine, că sunt suficiente locuri în raiul tău și vreau și eu să fiu acolo cu tine. Nu lăsa să pleci din locul acesta fără să fii spălat de sângele Domnului Iisus Hristos. Ar fi păcat ca în acele locuri multe din cer să nu fii și tu. Dumnezeu te vrea lângă El. Domnul Iisus Hristos te vrea în cerul Lui. De aceea, nu lăsa viața ta compromisă și cuprinsă de puterea întunericului, ci alege să fii cu Domnul Iisus Hristos. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Aleluia. Toma se gândea că el se duce undeva, se gândea că se duce în altă cetate și că și ei trebuie să ajungă acolo. Nu și-a dat seama că el le vorbea în pilde, le vorbea în parabole, le vorbea metaforic și vrea să le explice adevărurile spirituale, adevărurile acestea duhovnicești ale împărăției lui Dumnezeu. Se gândea cum să ajungem noi la Iisus dacă El va pleca dintre noi. Domnul Iisus zice, știți calea, știți cum să ajungeți acolo. Zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci, vedeți dumneavoastră, zice că Domnul Iisus este calea. Dar oamenii din ziua de astăzi abordează tot felul de soluții, tot felul de încercări de a fi mântuiți prin pomeni, prin parastase, prin tot felul de lucruri care ei încearcă să ajungă la Dumnezeu. Prin, zicea cineva, prin mătănii. Zice, dacă fac atâta mătănii în fiecare zi, zice, Dumnezeu mă iartă de nu știu câte păcate. Păi și cum faci? Păi zice, mă pun așa jos, până la pământ, după aia mă ridic în picioare, iar după aia mă pun jos, iar mă... Și zice, când, după ce termin nu știu câte sute de mătăni, a zis el, zice că sunt obosit, rupt. Dar atunci, adică, atunci cred că Dumnezeu mi-a iertat toate păcatele. Și îl întreb, păi și ești sigur că dacă faci toate mătănile astea, îți iartă Dumnezeu păcatele? Zice, nu sunt sigur, dar voi afla la judecată. Vedem noastră, oamenii fac aceste lucruri ca să ajungă să se întâlnească cu Dumnezeu, dar nu sunt siguri dacă metodele acestea sunt eficiente. Dar și ce spune Dumnezeu, zice, eu sunt calea, adevărul și viața, nu vă temeți. Dumnezeu lasă o cale ca prin Iisus Hristos să intri. Și asta e singura cale sigură care nu minte și care nu poate să te înșele, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Toate celelalte variante pe care încearcă oamenii de a intra în cer prin ele nu sunt valide, nu sunt căi aprobate de Dumnezeu. Vedem că zicea cineva, asemănat așa, că toate religiile sunt așa ca niște cărări care urcă pe un munte din diferite părți, dar zice că toate ajung în vârful muntelui. Și vrea să spună omul acesta că toate religiile, prin orice religie, prin creștinism, prin budism, dacă ești musulman, dacă ești de orice religie, dacă ești credincios în religia ta, zicea omul ăsta că ajungi tot la Dumnezeu, e fals. Zicea altcineva, Dumnezeu este deasupra acelui munte. Vedeți dumneavoastră? Noi acum ne ghidăm cu GPS-ul ca să ajungem undeva. Deci ca să ajungem într-o localitate, ne ghidăm după GPS. Dar dacă GPS-ul, tu pui GPS-ul și zice GPS-ul ca să ajungi la București, zice iau încolo, iau la dreapta. Dar tu faci încolo, în partea altă. Nu așa că ajungi la Târgu Jiu? Ajungi la Târgu Jiu. Deci nu orice cale pe care mergi te duce
acolo unde tu vrei să ajungi la destinație și trebuie să urmezi exact traiectoria GPS-ului. Că dacă te duci după altă cale, ajungi în altă parte. La fel este și cu calea aceasta crucii, calea lui Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat o singură cale ca oamenii să ajungă în rai și oamenii vor ajunge în rai doar dacă urmează indicațiile acestea pe care Dumnezeu le-a lăsat în Biblie, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Într-o zi vreau să mă duc cu fratele Adi Barbu într-o localitate. Am băgat noi pe GPS, Plosca cred că se numea, și băgăm noi Plosca, facem, nu știu, cred că vreo 100 de kilometri până acolo. Și zicem, sunăm noi la fratele respectiv, zicem, mă avem puțin. Zice, unde sunteți? Zice, Plosca de, nu mai știu ce județ era, Teleorman sau nu știu. Și zice, a, păi, dar nu, voi trebuie să mergeți în Plosca de alt județ. Și noi mersasem 90-100 de kilometri în alt județ. Da? Am crezut că acolo trebuie să mergem. Și ea, până să ajungem noi, au încheiat și evanghelizarea, au încheiat și program de biserică, au încheiat toate lucrurile. Că noi am băgat greșit pe GPS, am băgat alt județ. Când bași pe GPS, trebuie să bași numele localității, numele județului, să ajungi acolo. Am mers peste 100 de kilometri numai dus și vreo 100 întors, am mers degeaba. Vedeți dumneavoastră? Dumnezeu a lăsat anumite indicații clare cum să ajungi în Împărăția lui Dumnezeu. Noi n-am putut să ajungem oricum, pe orice drum am fi vrut noi, hai să luăm așa un drum la nimereală, pe orice drum vrem, ajungem în localitatea în care vrem să ajungem să evanghelizăm. Păi nu putem să mergem așa 3 zile și 3 nopți, că n-ajungem acolo. Dar dacă mergem după indicațiile GPS-ului, după numele localității corect, după județul corect, ajungem acolo la destinație. Așa este cu Împărăția lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Zice, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-aș fi văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunosc cu Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Vedeți dumneavoastră, ucenicii încă aveau un dubiu în inima lor. Aveau o nesiguranță. Domnul Iisus ne spunea, sunt trimis de Tatăl, sunt trimis de Dumnezeu Tatăl, de Iahve. Ei vedeau desfășurarea puterii lui Dumnezeu, printre ei vedeau minunile pe care Domnul Iisus le făcea. Au constatat că Domnul Iisus are un comportament moral deosebit și extraordinar față de oamenii din vremea respectivă. Au observat că vorbirea lui este una deosebită și lucrul asta i-a captat pe ucenici și a făcut să vină la el și au făcut să rămână lângă Domnul Iisus Hristos. Dar cu toate acestea, să gândeau și la ce spun oamenii. Să gândeau, măi, dacă nu este El Fiul lui Dumnezeu, dacă nu este El Mesia, dacă nu este El Unsul. Și atunci Filip a zis, măi, Doamne, dă-ne dovada supremă. Dacă cu adevărat ești și ne spui că ești, noi am văzut toate minunile astea, suntem impresionați, dar dă-ne dovada supremă. Zice, arată-ne pe Tatăl. Și Domnul Iisus răspunde, măi, băieți, măi, oameni buni, voi credeți că Dumnezeu Tatăl este așa ca un obiect care poți să-l scoți din buzunar și uite, ia, arată-l de aici? Nu. Dumnezeu este creatorul întregului univers. Este ființa supremă care a creat totul. Dumnezeu nu este un lucru care se poate scoate din buzunar ca și un idol și zice, uite aici, Dumnezeul vostru. Nu, nu. Dumnezeul ăsta a creat lumea și cei ce locuiesc cu tot ce cuprinde ea, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini, ci locuiește în inima omului. Zice la Coloseni, la capitolul 2, cu versetul 8, în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Și i-a spus Domnul Iisus Hristos cu alte cuvinte, cum și în Vechiul Testament face referire și zice că nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu și să trăiască. Dumnezeu Tatăl nu se putea arăta umanității în toată splendoarea Lui
și oamenii să trăiască. A fost un episod în care Dumnezeu și-a arătat o parte din măreția sa. S-a arătat pe munte lui Moise în fața întregului popor. Și știți ce au zis oamenii când i s-a arătat Dumnezeu? Credeți că s-au bucurat? Nu, le-a zis lui Moise așa: Moise, spune-i Domnului să nu ni se mai arate nouă personal, că noi vom muri. Să-ți arate doar ție. Când l-au văzut pe Dumnezeu pe muntele acela, așa o frică și așa o groază i-a apucat, că au zis: noi acum sigur murim. La câte păcate avem, să fie Dumnezeu aici, să stea tot timpul în preajma noastră și ne vede toate păcatele, toate gândurile, toate acțiunile, toate pornirile, cu siguranță ne va omori, că e prea sfânt. Și atunci Filip vine și face provocarea aceasta și zice: arată-ne pe Tatăl. Păi Filipe, știi tu ce ceri? Știi tu, Filipe, că cu inima ta netăiată împrejur, cerând să-L vezi pe Dumnezeu, îți condamn singur, semnez singur condamnarea la moarte? Știi tu, Filipe, că cerând să-L vezi pe Dumnezeu, îți cer de fapt judecata ta înainte de vreme? Știi tu, Filipe, că cerând ca Dumnezeu să-ți arate, nu faci altceva decât singur să te duci spre pierzarea ta? Oamenii de multe ori zic: Doamne, fă-mi dreptate. Dar știi că dacă Dumnezeu ți-ar face dreptate, întâi te-ar nimici pe tine? Știi că dacă Dumnezeu ar veni în viața ta să-ți facă dreptate și ar judeca situația în care ești, în care îl chem pe Dumnezeu după dreptatea Lui divină, și tu ai ieșit vinovat sau vinovată. Și pe tine te-ar pedepsi primul după dreptatea Lui. Și omul acesta zicea: arată-mi pe Tatăl. Dar Domnul Iisus le-a zis: oameni buni, ziceți mersi că nu vi se arată Tatăl. Ziceți mersi că nu vi se arată Dumnezeu Tatăl și că Dumnezeu Tatăl s-a coborât să se arate prin Fiul, prin Domnul Iisus Hristos. Știți de ce? Vă spun un lucru. Știți cum suntem noi față de Dumnezeu? Cum ai luat o vrabie din aia mică, ai văzut? Sau cum ai luat un vierme din ăla mic? Când e o vrabie în mână, ce face vrabia? Se sperie și fuge. De ce zice că omori? Păi când te vede așa de mare, când vede cât ai ochiul, ai, cât ai capul, cât ai mâna, păi zice că ești un uriaș din ăla. Zice că o nimicești, că omori. Au un vierme când te vede, iarăși. Zice că ești un uriaș puternic. E frică. Când ni se arată nouă Dumnezeu în toată splendoarea și în toată puterea Lui, noi nu putem să suportăm apariția Lui, pentru că o frică grozavă ne vine peste noi. Nu putem să stăm într-o prezență la o putere așa de mare cum are Dumnezeu. Dar Dumnezeu ce a zis? Nu mă mai arăt lor așa cum sunt eu în natura mea de Dumnezeu, ci mă arăt în altă natură de om. Mă arăt prin Fiul meu, Iisus Hristos. Ca în felul acesta ei să nu fie speriați de cuvintele mele și în felul acesta ei să nu moară la vederea apariției prezenței mele. Și El s-a arătat prin Iisus Hristos tocmai pentru protejarea lor. Pentru protejarea lor li s-a arătat prin Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Și vedeți, dumneavoastră zice: eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Deci Tatăl este în Iisus Hristos, era și atunci pe pământ și este și acum. Și Dumnezeu Tatăl făcea acele lucrări prin Iisus Hristos. Și zice: credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Erau așa de necredincioși și nu... Deci vedeau minunile și nu le puteau tăgădui. Vedeau purtarea Lui și vorbirea Lui aleasă și nu le puteau tăgădui că sunt deosebite și speciale, dar totuși aveau îndoiala aceasta. Oare este Dumnezeu Tatăl cu El? Și Domnul Iisus Hristos face o afirmație cutremurătoare. Nu numai că zice: Tatăl este în mine. Nu se oprește la atât să zică: Tatăl este în mine. Zice: și eu sunt în Tatăl. Vedeți dumneavoastră afirmația asta atât de puternică a zguduit lumea teologică, a zguduit lumea interpreților Bibliei. Știți ce înseamnă lucrul acesta, dragii mei? Toate celelalte lucruri pe care le-a creat Dumnezeu, heruvim, serafim, lucrurile din cer, lucrurile de pe pământ,
le-a creat, le-a făcut ca lucruri din afara Lui. Zicem, Santu, faci din flăcări slujitori. Deci din flăcări de foc, din lucruri imateriale, Dumnezeu a creat pe îngeri. Dacă îmi vine vorba de Fiul Său, nu mai zice cuvântul Domnului că L-ar fi creat. Zice, Fiul Său, cel întâi născut. Zice, cel întâi născut din toată zidirea, zice în Galateni. Despre îngeri spune Dumnezeu că sunt creați. Despre Fiul Lui zice că este născut. Și a stat de vorbă cu un musulman și i-a spus adevărul acesta. Iisus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu. Zice, păi dar cum poate Dumnezeu să aibă fii? Zice. Zice, cum poate Dumnezeu să aibă fii? Nu se poate așa ceva. Cu cine i-a făcut? Și eu am zis așa, în lumea umană, în lumea fizică, trebuie să existe un bărbat și o femeie ca să fie un copil. Dar astea sunt legile materiale, legile materiei. În lumea spirituală nu este așa. Fiul Lui Dumnezeu, Iisus Hristos, reprezintă exact esența Tatălui. Putem spune că Domnul Iisus Hristos a fost făcut din aceeași materie, din aceeași esență din care este făcut și Tatăl. De asta cuvântul este născut. Când a vrut Dumnezeu să creeze ceva, le-a făcut din lucruri din afara Lui. Când a vrut să aibă un fiu, l-a făcut din însăși materia Lui, din însăși ființa Lui. Și de aceea El este egal cu Tatăl. De aceea zice, eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Dar zice că și Domnul Iisus Hristos este în Tatăl. Vedeți dumneavoastră? Păi dacă L-a făcut din însăși ființa Lui, din însăși materia Lui, înseamnă că materia care este în Domnul Iisus Hristos, materia aceasta spirituală, este și în Tatăl, binecuvântat să fie Domnul. Atât de mare este puterea Domnului Iisus Hristos. El este în Dumnezeu și Dumnezeu este în El și El este în Dumnezeu. Atât de mare este puterea aceasta a Mântuitorului nostru, a Salvatorului nostru, a Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin. Zice, adevărat vă spun că cine crede în mine, va face și el lucrurile pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Zice că cine crede în Iisus Hristos va face lucrări chiar mai mari decât a făcut Domnul Iisus Hristos. Amin, Doamne, ajută-ne, Iisus. Unii ar zice că lucrul acesta, bă, e blasfemie, cum să faci tu lucrări mai mari decât a făcut Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos a spus asta. Pentru că odată ce El a făcut lucrarea aceasta de preot pe pământ și s-a dus la Tatăl și mijlocește pentru noi, nouă ni s-au deschis niște porți, ni s-a făcut un tranzit de la legământul cel nou la legământul cel vechi, unde noi obținem niște beneficii cerești care oamenilor din vechime nu le erau accesibile. Și referitor la lucrul acesta, noi știm că Domnul Iisus Hristos, cât a fost pe pământ, Biblia consemnează că a postit 40 de zile. Atâta consemnează Biblia că a postit. Îi un frate în China, fratele Iun, care l-au poreclit oamenii omul ceresc. El este conducătorul bisericilor subterane din China. Subterane, adică neoficiale, cum sunt acum penticostalii fără cult. Și omul acesta care e liderul la toate bisericile subterane din China, fără cult, a postit 100 de zile. A postit. Și zice că, dar a postit de mai multe ori postul ăsta. Zice că odată a postit așa, ca Dumnezeu să-i dea o Biblie, că s-a pocăit, că nu erau Biblie. Și după ce a luat postul acesta, Dumnezeu a făcut o minune. Am citit cartea pe experiența vieții lui și a dat o Biblie. Nu mai știu toate detaliile. Altă dată când a luat un post tot așa mare, mai mult decât a postit Domnul Iisus Hristos, după multe zile de post, el era în închisoare, era închis pentru credință și după multe zile de post, el era așa în letargie, nu mai putea să se ridice de jos, nu mai putea să miște, pur și simplu stătea acolo într-un colț al închisorii toată ziua, stătea, se ruga, dar nu mai putea să se ridice, că era slăbit din cauza postului. Și deodată a venit puterea lui Dumnezeu peste el și după multe, multe zile de post și rugăciune în care el se ruga pentru deținuții ăia și ei albașocoreau, vorbeau urât și așa, deodată se ridică în picioare, ridicat de puterea Domnului și zice în numele lui Iisus Hristos, după ce le vestise Evanghelia mai mult timp acolo, zice vă poruncesc să vă pocăiți. Și ăștia toți au căzut cu fața la pământ, au început să plângă și s-au pocăit. Vedeți dumneavoastră?
În Biblie nu ne vorbește că Domnul Iisus ar fi postit vreodată 100 de zile de post. Dar sunt oameni, în ziua de astăzi, care au postit atâta. De ce? Vă spune unii, dar ce arată asta? Că El e mai puternic ca Domnul Iisus? Nu, nu arată lucrul acesta. Dar Domnul Iisus Hristos a facilitat minuni, a facilitat evenimente, a facilitat lucruri de genul acesta care să depășească ceea ce El a făcut pe pământ în timpul vieții Lui, pentru că El a stat o perioadă de 33 de ani pe pământ. Și a lăsat ca oamenii care trăiesc în sfințenie și care trăiesc aproape de Dumnezeu să facă minuni din acestea mai mari. De ce? Pentru ca să fie aduși mai mulți oameni la pocăință, binecuvântat să fie Domnul. Dar asta nu înseamnă că cineva ar fi mai sus decât Domnul Iisus Hristos. El este temelia noastră, El este Domnul nostru, este Mântuitorul nostru, este Dumnezeul nostru. Și prin îndurarea Lui a lăsat ca unii robei Lui să facă mai multe minuni decât El a făcut pe pământ. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Și orice veți cere numele Meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva numele Meu, voi face. Amin. Acum, vedeți, noastră, e foarte important versetul acesta să-l înțelegem. Cine a zis, dacă veți cere ceva numele Meu, voi face? Mai tare. Domnul Iisus. Deci Domnul Iisus. Deci dacă îi cerem Tatălui numele Domnului Iisus, va face, da? Da. E, vreau să înțelegem că n-avem voie să folosim fraza aceasta, te rog în numele Domnului Iisus, ca să condiționăm sau ca să obligăm pe cineva să facă ceva. De exemplu, dacă eu vreau să, soția are treabă și eu vreau să îmi facă masaj sau să-mi aducă un pahar cu apă, eu nu pot să folosesc fraza aceasta să zic, te rog în numele lui Iisus, adu un pahar cu apă și în felul ăsta că am folosit numele lui Iisus, o oblig pe ea dacă ea are altă treabă. Sau pentru orice alt lucru, pentru orice altă chestie. Zice cuvântul aici, dacă veți cere ceva în numele Meu, vă voi da cine? Dumnezeu. Dar nu să cerem fraților în numele Lui Iisus, sau familiei, sau prietenilor, sau altora, te rog în numele Lui Iisus, sau îți poruncesc în numele Lui Iisus, fă cu tare. Nu. Formula aceasta în numele Lui Iisus a fost lăsată ca și formulă de rugăciune. Să cerem de la Dumnezeu lucrul acesta. Am văzut de multe ori oameni care abuzează de chestia asta, te rog în numele Lui Iisus, adică o folosesc spre avantajul lor. Frate, te rog în numele Lui Iisus, ajută-mă cu suma cu tare de bani. Bă, stai un pic așa că tu poate trebuie să te duci la muncă sau poate nu ești în cazul să fii ajutat, poate e altul care are mai multă nevoie și vreau să-l ajut pe ăla și tu poți să te duci la muncă și nu poți să te ajut pe tine sau lucruri din astea. La un moment dat, Mă sună cineva din undeva câteva zeci de kilometri de aici și zice, frate, uite, nu știu ce, m-am apucat și eu de o, zicea el acolo, o clădire pentru o rudă, dar nu mai știu, maică sau soacră, dar vrea să facă o cămăruță și te rog în numele lui Iisus să mă ajut să strâng bani pentru lucrarea aceasta și nu știu ce și nu știu cum. Și am zis, frate, dar eu n-am nici pentru mine, dar și dacă ar fi să ajut pe cineva, mă gândesc că aș ajuta pe unul mai sărac, aș fi ajutat pe unul mai sărac, el avea casa lui, avea venituri, avea tot ce îi trebuia, el vrea să fie ajutat în numele lui Iisus. Și să gândea că dacă folosește fraza asta în numele lui Iisus, frații sunt obligați să-l ajute. Și dacă nu-l ajută, are dreptul să se supere. Nu putem să folosim fraza aceasta într-un mod abuziv. Într-un mod abuziv, după aia că m-am întâlnit cu el la biserică, frate, te-ai rugat să mă ajut și de ce nu m-ai ajutat și nu știu ce, și supărat pe mine. Eu nu i-am spus lui persoanele pe care le-am ajutat, care erau mult mai sărace decât el, dar nu cu lucruri din astea mari, că n-am avut nicio putere. Că l-am ajutat pe ăla, că i-am luat de mâncare lui ăla, că i-am luat de mâncare lui aia. Nu a trebuit să spun lui lucrurile acestea. Dar omul acesta era un om profitor, care folosea numele lui Iisus spre avantajul lui propriu. Deși el avea ce trebuia, căuta să profite de frați. Nu putem să folosim numele lui Iisus spunându-le oamenilor, te rog în numele lui Iisus. Zice, dacă veți cere ceva în numele Meu, voi face. Cine? Iisus va face. Iisus va face. Amin. Amin. Zice, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile Mele și o voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște.
dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Dragii mei, Duhul Sfânt. Cine are Duhul Sfânt? Cine are Duhul Sfânt? Vedeți dumneavoastră, Duhul Sfânt îl primești atunci când te pocăiești cu toată inima, când te întorci la Dumnezeu. Apoi, după ce tu te-ai pocăit, te-ai întors la Dumnezeu, te-ai pocăit, există experiența umplerii cu Duhul Sfânt, care aceasta se manifestă prin vorbirea în limbi. Dar, foarte mare atenție, dacă cineva nu vorbește în limbi, noi nu putem să spunem, tu n-ai Duhul Sfânt. Pentru că el a primit Duhul Sfânt în momentul în care a fost născut din nou, în momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Noi putem să spunem, tu n-ai botezul cu Duhul Sfânt, sau tu n-ai fost umplut cu Duhul Sfânt, sau umplută cu Duhul Sfânt. Dar de asta nu-i bine să întrebăm pe cineva, ai Duhul Sfânt? Nu-i, nu-i corect. Dacă cineva vedem că e născut din nou, că Dumnezeu a lucrat schimbarea în viața lui sau în viața ei, nu-i corect să zicem, ai Duhul Sfânt. E corect să zicem, ai botezul cu Duhul Sfânt? Normal că are Duhul Sfânt dacă s-a pocăit, că Duhul Sfânt a intrat în viața acelei persoane și a schimbat viața. Da? Duhul Sfânt îl primești când te pocăiești cu toată inima. Dar umplerea o primești atunci când ceri, când stăruiești înaintea lui Dumnezeu. Și când ceri cu credință și când ceri cu insistență și când ceri în sfințenie, Dumnezeu îți dă și umplerea. Adică botezul care, cu Duhul Sfânt care se manifestă prin vorbirea în limbi. Deci să înțelegem că există diferență între a avea Duhul Sfânt pe care îl primești când te pocăiești, când te naști din nou, și a fi umplut cu Duhul Sfânt, care e tot una cu a fi săjudat sau a fi modelat cu Duhul Sfânt. Nu vă voi lăsa orfani și mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Și asta se întâmplă în ziua de azi, în ziua, în perioada bisericii. Noi știm că Iisus este în Tatăl și toți cei care l-am primit pe Dumnezeu știm și simțim că Iisus este în inima noastră. Deci nimeni nu poate să zică că Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Când te-ai pocăit, când te-ai întors la Dumnezeu, simți că Iisus Hristos este în inima ta. Ai o confirmare, ai o liniște, ai o pace, ai o bucurie. Ai Duhul Sfânt care te îndeamnă să te depărtezi de păcat și știi că e Dumnezeu din inima ta care te îndeamnă spre asta. Toți cei care s-au pocăit, în inima lor îi simt că este Dumnezeu acolo, binecuvântat să fie Domnul. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește poruncile mele. Și cuvântul pe care l-au zis nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Zice că cine îl iubește pe Dumnezeu, Dumnezeu îi se va arăta. Zice că la un moment dat, un om se ruga să îi se arate și lui Dumnezeu. Se ruga mult, 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 se ruga. Și într-o noapte primește un vis. Și zice, voi veni la tine, acasă, voi cina cu tine. Nu știu toată întâmplarea, s-ar putea ca unii să o știți mai bine și să mă corectați anumite detalii. Și zice că se trezește din somn și zice, să pune, curăță prin casă, deretică tot, aranjează, face cel mai frumos acolo, cum facem noi când vine un aspect la noi. Ne așa, frate Pampi, când știm că vine cineva important, facem curățenie, ne punem, dereticăm, ștergem ferestrele, covoarele, le bătem, papac, totul, totul. Și de mâncare, nu mai spun câte feluri de mâncare a făcut omul ăsta. Și după ce termină el de făcut și totul era aranjat și frumos, ciocăne la ușa lui un om sărac. Și cum ciocăne la ușa lui omul ăla sărac, zice, ce vrei? Zice, uite, am venit dacă ai să-mi dai și mie ceva de mâncare, că am rămas aici la voi în localitate și sunt flământ și noapte și nu unde să mă duc, dacă poți să mă primești. Și zice, nu pot să te primesc, că trebuie să primesc pe altcineva acum, aștept pe cineva important, n-am timp de tine. Și așteaptă și așteaptă omul și vede că tot nu vine Domnul Iisus Hristos și se gândește, ce vine Dumnezeu la mine, n-are cum. A fost așa un vis. Și se pune iar să culcă
și când se culcă, iar îmi visează pe Domnul Iisus, care îmi mustra și zice, am vrut să vin la tine, de ce nu m-ai primit în casa ta, de ce nu m-ai primit la masa ta? Și zice, unde, Doamne, că te-am așteptat și n-ai venit? Și a fost un om ăla sărac, care era la poarta ta și n-ai vrut să mă primești. Și atunci el, Doamne, vin înapoi, îmi pare rău, dar n-a mai venit omul ăla sărac. De multe ori Dumnezeu ne dă oportunități să-L primim pe El. Când cineva ne fură, când cineva ne îndreptățește, când cineva vine și ne cere o bucată de pâine, o pereche de pantalon, un șampon, o haină, ne încearcă Domnul Iisus Hristos să vadă inima noastră, să vadă dacă pentru El dăm, dacă pentru El suntem gata să suportăm o pierdere, că suntem îndreptățiți, dacă de dragul Lui suntem gata să pierdem ceva doar ca să rămânem pocăiți și să rămânem în voia Lui, Dumnezeu de multe ori ne încearcă în felul acesta. Dar noi trebuie să avem inima deschisă și să-i dăm Lui Dumnezeu prin cuvântul Lui Domnului. La un moment dat, mergeam pe stradă și când mergeam cu mașina, chiar învisasem mama de acasă, Dane, să nu-i pe nimeni în mașină, mamă, că sunt oameni periculoși pe drum, zice. Ai văzut la știri, zice, aia cu Gheorghe Dincă ce s-a întâmplat, îi pe cineva în mașină și te omoară, mamă, zice. Mă gândeam așa, bă, să nu-i așa, e să nu iau pe cineva în mașină. Și cum merg eu așa pe stradă, era noapte, în lumina farurilor, o babă trecea un cărucior, abia am evitat-o să nu dau peste ea. Era noapte, nu se vedea căruciorul neluminat, nu nimica. Doamne, m-a luat așa inima, ce-i cu baba asta în mijlocul străzii? M-a și speriat să nu fie, azi mai m-a adus aminte, Doamne, dar nu cred în strigoi, n-are cum să fie strigoi, că sunt pocăi, nu cred în strigoi. Dar așa un pic până să vin în fire, m-a speriat așa un pic, o babă, da, era târziu, o babă în mijlocul străzii. Și îmi bătea inima așa, mi-era frică să mă duc înapoi să văd, că mă gândeam dacă e ceva suspect cu baba asta. Dar eu mă îmbărbătam așa pe mine singur. Nu există strigoi. și cum dădeam așa cu spatele, cu mașina, ziceam așa, sângele lui Iisus. Mă gândeam, când am văzut că am ajuns în dreptul ei și n-a dispărut, dar înseamnă că e persoană, nu e din partea satanei, că ne lucă ceva. Și dai eu geamul și zic, ce s-a întâmplat, mamaie, zice. Zic eu, unde te duci? Zice ea la Craiova. Și până la Craiova mă erau cu 70 de kilometri. Ea vrea să ducă cu căruciorul până la Craiova, 70 de kilometri, așa. Îi zic, păi, dar așa, cu pe jos, zice, n-aveți cu ce să mă duceți? Zic, și zice, da, mamă, n-am bani, n-am cu ce să mă duc, nu știu ce. Am uitat, am văzut că era săracă. I-am dat voie să urce în mașină. Cu căruțul ăla, am urcat în portbagaj căruțul. Stăteam în chirie atunci la cineva. I-am făcut de mâncare, am lăsat-o să-și facă un duș și am dat niște haine de ale mele. I-am zis, Doamne, uite, n-am decât haine de astea, bărbată. Zice, da, sunt bune astea. Zice, sunt cele mai bune, îți mulțumesc. Și după aia am dus-o la gara. Când o duc la gara, zice, maică, zice, ce bine a fost dușul ăla, zice. Zice, apa aia fierbinte, când am simțit așa pe spate, zice, mă simt ca nouă, zice, nu mă mai simt așa de bine de nu știu când. Zic, de când ai făcut baie, tanti? Nu știu cât timp mi-a zis ea atunci, mult timp de când nu m-a făcut să baie. Și m-am simțit așa de bine atunci, de-a mult m-am gândit, bă, dacă ascultam eu maică mea, că vrea să nu-i pe nimeni în mașină, dacă ascultam și nu l-am baba asta. Uite, dar acum că am luat-o, Dumnezeu o să răsplătească și mie. Și aveam și eu așa în suflet o bucurie, că știam că am făcut un bine și eram bucuros în inima mea, că așa zice cuvântul lui Dumnezeu, zice, mai ferice să dai decât să primești. Acum, eu eram fericit de fericirea ei, când o vedeam așa bucuroasă cum este după dușul ăla, nu mai încetat să mulțumească, mai că ce bine mă simt după dușul ăsta, să-ți dea Dumnezeu sănătate, așa de bucuros eram. Și asta este bucuria pe care vrea Dumnezeu să o avem. Nu știm că de multe ori Dumnezeu este într-unul sărac, este într-unul bolnav, este într-unul care are nevoie de ajutor și Domnul Iisus prin omul ăla își întinde mâna ca tu să-l ajuți. Dar Dumnezeu vrea să vadă ce faci tu, îți închizi mâna, îți închizi inima sau nu. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Dragii mei, oamenii, dacă îi întreb, mulți vor zice, îl iubesc pe Dumnezeu. Da, Dumnezeu pentru mine, m-am întâlnit cu unul, avea un fel de cruce așa mare la gât, zice, Dumnezeu, zice,
cel mai bun, mă culc cu Biblia supernă, mă culc cu crucea supernă, Dumnezeu is the best, știi? Dar dacă îl întreb, omule, fumezi. În jur, mai bei câte o bere, mai beau. Păi și dacă tu faci lucrurile care lui Dumnezeu nu-i plac, cum îl iubești tu pe Dumnezeu? Nu? Dacă ai o soție și o iubești, nu poți să zici că poți să faci lucruri care ei nu-i plac, te duci la altele și pe aia o iubești și pe aia, nu? Dacă iubești, o iubești numai pe ea și faci lucrurile care îi plac ei. Nu? Așa e cu Dumnezeu. Dacă noi iubim pe Dumnezeu, trebuie să facem lucrurile care îi plac lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Zice, v-am spus aceste lucruri când mai sunt cu voi, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Dragii mei, chiar dacă avem Duhul Sfânt prin nașterea din nou, este imperativ necesar pentru biserică să stăruim, să fim botezați cu Duhul Sfânt, amin, să fim plus cu Duhul Sfânt. Și prin puterea Duhului Sfânt să putem birui toate lucrurile, toate ispitele, să fim aproape cu Dumnezeu și să fim răpiți de El. M-am câteva versete și vă termina. Vă las pacea mea. Nu vă dau cum mă dă lumea, să nu fiți turburi inima, nici să nu fiți să înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubit, v-aș fi bucurat că v-am spus, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. V-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acestea, El n-are nimic în mine, dar vine ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haideți să plecăm. Până aici cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan, la capitolul 14. Domnul Iisus Hristos să ne ajute, amin, să facem voia Lui, să ne pocăim, să-L urmăm pe Dumnezeu cu inimi curate ca să ajungem în cer. Amin. Domnul să te binecuvinteze.